Carantinarea localităților de lângă capitală a stârnit indignarea locuitorilor, care o consideră o măsură fără rost. Oamenii spun că o astfel de măsură încurcă și mai mult viața de zi cu zi, fără a avea vreun efect concret în oprirea răspândirii coronavirusului. O postare a unui locuitor din Chiajna pe rețeaua de socializare a devenit virală pe internet. Silviu Iliuță comentează în stil ironic rostul carantinării, în condițiile în care între București și Chiajna nu există nici măcar un metru de teren viran, practic fiind lipite. La fel și la Voluntari, Berceni și în alte localități din județul Ilfov. Internautul scrie, cităm, adică nu ai cum să bagi în carantină o zonă lipită de alta, iar pe cealaltă să o lași deschisă. Ce zice virusul? Bă, stai aici că e o plăcuță de intrare în București. Nu mă bag, frate. Rămân 2 metri mai încolo în Berceni. Am încheiat citatul. Autorul comentariului nu înțelege nici de ce nu-și poate face cumpărăturile la magazinul mai apropiat care este arondat capitalei, în loc să meargă un kilometru până la cel mai apropiat magazin din Chiajna. El notează, cităm, eu stau în Chiajna carantinată, dar îmi fac cumpărăturile în sectorul 6, la 150 de metri de casă. Practic, pentru a fi un bun cetățean și a mă deplasa cât mai puțin, e mult mai logic să merg la magazinul de lângă casă decât să umblu un kilometru prin Chiajna. Deci paradoxul meu zilnic e să respect regula care îmi cere să rămân în Chiajna sau să respect altă regulă care îmi zice să merg la magazinul de lângă casă. Am încheiat citatul. Silviu Iliuță are obiecții și cu privire la rata de infectare înregistrată oficial. El pune în discuție faptul că în comunele și orașele de lângă București trăiesc mult mai mulți oameni decât sunt înregistrați în acte. La primăria Chiajna se estima în urmă cu 2 ani că în comună și în satele arondate trăiesc 60.000 de locuitori, dar în documente figurează doar 14.500. Asta ar însemna că rata de infectare în comunele și orașele din jurul Bucureștiului este mult mai mică. De ironie, autorului postării nu scapă nici declarația în baza căreia oamenii își pot părăsi locuința. Polițiștii sunt plătiți, mai primesc și sporuri plus bani de benzină ca să vadă o declarație pe proprie răspundere al cărei conținut nu-l pot verifica niciodată. Banii cheltuiți astfel inutil mai bine ar fi fost alocați pe teste, conchide Iliuță. Localitățile din jurul capitalei s-au închis rând pe rând. Ciorogârla a fost prima localitate din Ilfov care a intrat în carantină. Au urmat Berceni și Clincen, apoi Bragadiru, Chiajna, Otopeni, Mogoșoaia, Corbeanca, Dobroiești, Măgurele și Popești Leordeni. Fiecare dintre acestea are o rată de infectare la 1000 de locuitori de peste 9. De indicele 9 se apropie vertiginos alte 6 localități din județul Ilfov. Bufta, Cornetu, 1 decembrie, Domnești, Snagov și Voluntari.